Ai noroc, colegii. Pa, cineva e liber? Ai intrat la pauza de 45 de zile, este? Nu, am lucrat. Ce luptam? La tastatură. Te-a pus ăștia coordonator de transport? Am venit din cursă mai devreme, mă. Ce cursă, mă, de Formula 1? S-a băgat ăștia oameni să intre sub cabină, să-ți alimenteze, să alea? Adică? Păi adică ești mai curat ca Vesta până după circuit, mă. Zici că faci reclamă la înălbitor. M-a băgat pe electric. Te-a băgat ăștia în priză, mă, de acolo frizura? Că și purni pe părți. Ia purni, da. I-a dat un canter electric. Nu mai întreabă cu meștereala, cu el, sunt curat. Eu sunt Maria, de-o lucrează pe mașinuțele de jucăria lui Pițu. Vorbesc serios, mă. A luat firma două cantere electrice noi nouți. Ce să faci, mă, cu camionele astea electrice? Păi la ce tonaj ducem noi? Duce, mă, canterul. 150 de kilometri o singură încărcare. Ce ai pățit? Duce, bagi seara la încărcat și a doua zi îi dai talpă toată ziua. Arată-mă și mie mașina asta să văd pe cine tractez când rămâi în pana prost. Hai. Ha. Cum e ce Mariane la pana prostului pe electric? Panou de curent? Hai, hai. Hai că mă duc să-mi fac și radiatorul. Vreau să nu vă curentați. Frumoasă, a? Lasă-mă, lasă-mă cu frumusețe. Ce cărăm noi? Paleți sau frumusețe? Paleți. Paleți. Pus azi 5 tone, păi azi cei că plutesc. Lui Gigi i-a dat de 9 tone, la fel, plutești pe ea. Păi da, plutești, că să fi bușit ceva la ea. Turbosuflanta sau astea? Aia te pică de regulă. Ce turbosuflanta? E electrică, mă, n-are turbosuflanta. Mă, lasă, lasă-mă cu astea. Discuie, să mă urc un pic. Ia. Ai loc de puștapii? Am. Sper că n-ai intrat în călțată mea, ca animalele. Păi, la mine e farmacie. Știu. La mine cu pipetă e, da. Măi, intră, urcă-te să vezi. Închide-ți ușa. Da, văd că ai și loc de pus prosopul. Da, coleguțul, păi cum? Niște ghiță muntean unde pun și eu? Ia auzi-l. Hai că spun și mai încolo dacă ești cu minte. Dă-i. Nu pornește. Electricele voastre. E pornită, dar electrică, nu s-aude până la Pitești ca dieselul. Ia, apasă pedala să vezi, merge? Merge, da? Dacă îți place, când te strecuri cu ea, nici nu scoate fumul ăla de-l scoate a ta. Păi nu merge rău, dar are și minusuri, știi? Ce minusuri are? Mai înainte am claxonat-o pe o tantie, am speriat un drăci. Că nu știa că-s lângă ea. Dacă nu sună motorul... Păi tu încă le claxonezi? Ce vorbești, mă, îți dă permisul dacă nu le claxonezi? Dă-și tu prin stație, vezi unde e ciorba bună, Chitila. Nu mi-am pus stație. Păi și cum știu unde se mănâncă ciorba de burtă bună? Păi eu nu mai mănânc ciorba de burtă de luni de zile, că nu face bine. Vezi, păi dacă te prinde SCTR-ul, se te oprește, îți ia atestatul, mă, pentru asta. Hai înapoi la firmă. Hai înapoi la firmă. Au să nu mănânce ciorbă de burtă, șofer să nu mănânce ciorbă de burtă. Da? Ia zi, te bagi tu pe de-asta? Bă, m-aș băga, dar până mut fanioanele din a mea, până mut numărul de matriculare cu numele, ca să am identitate pe stradă, până mut covorașele, eu am covorașe din Elveția. Adică n-are nimeni în țară. Doi șoferi au în țară, dar nu originale. Eu le-am luat de la cumnatul lui directorul. Ia. O iei tu în seara asta și te duci acasă la nevastă, faci tu o cateringă. Ce cateringă? Fii atent aici. Ce faci? Ai venit pe jos? Că n-am auzit motorul. Păi da, mi-am luat electrică. Pe bune? Păi și nu spui nimic? Hai să povă și eu. Hai să vezi, hai să vezi, ha? Ia. Unde e? Uite. Îți bagi joc de mine? Ce-i cu glumele astea? Păi nu, e electric. Păi am crezut că una pentru noi doi electrică. Păi una pentru mulți oameni, că încap mai mulți. Și că și nevasta lui Adi a picat fix în cioaca asta. Hai mă, lasă-mă în pace cu glumele tale de șoferi, mă duc să-mi fac ceva de mâncare. Auzi, apropo de mâncare, știi vreun loc cu ciorbă de burtă bună în Chitila?